Bună seara, copii! Astă seară vom spune povestea Bucle de aur și cei trei urși. Haideți să aflăm cum a fost scrisă această poveste mai întâi de a o citi. În cea mai veche versiune a acestei povești, o bătrână pe nume Păr Argintiu se strecoară în casa urșilor ca să guste din mâncarea lor și să le încerce paturile. Fetița îndrăzneață, pe care o știm astăzi, a devenit Bucle de aur, de-abia în 1849. Ea a fost mai întâi Bucle Argintii, când s-a transformat din bătrână în fetiță, apoi Păr Auriu și în cele din urmă, în 1904, a fost din nou botezată cu numele de Bucle de aur. Morala poveștii Bucle de aur și cei trei urși este că trebuie să respectăm proprietatea celorlalți și să ținem cont de sfaturile pe care le primim de la cei mai în vârstă. Bucle de aur și cei trei urși. A fost odată ca niciodată o fetiță care locuia într-o căsuță minunată, ridicată într-o poiană dintr-o pădure. Datorită frumosului ei păr blond și buclat, era botezată Bucle de aur. Bucle de aur îi spuse într-o bună zi mama ei: să nu te duci vreodată singură în pădure, nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Fetița, fiind foarte ascultătoare, nu se avânta niciodată în pădure, în pădurea care înconjura casa. Totuși, într-una din zile, pe când se juca, prin iarba din poiană, văzu o frumoasă floare albastră care creștea sub copaci. Făcu trei pași și o culese. Un pic mai departe în pădure văzu o floare albă, chiar și mai frumoasă decât cea albastră. Mai făcu trei pași și o culese și pe aceasta. Dar și mai încolo descoperi un covor întins de flori albe și albastre și alergă să-și umple brațele cu ele. După ce strânse un buchet îndeajuns de mare, se hotărâ să se întoarcă acasă și să îl ofere mamei sale. Dar care să fie drumul de întoarcere? Alese o potecă la întâmplare și în scurt timp se pierdu în adâncul pădurii. Biata Bucle de aur, rătăci vreme îndelungată, păsărelele ciripeau în jurul ei, vântul se juca printre ramuri și micile cascade cântau când curgeau peste prundiși. Dar fetița era înspăimântată și obosită, era pe cale să izbucnească în lacrimi când, deodată, printre copaci, în mijlocul unui luminiș, văzu o căsuță. Bucle de aur se apropie în vârful picioarelor. Privi pe fereastră și observă că locuința era curată și îngrijită. Se întrebă cine trăia acolo. Întrucât nu zări pe nimeni, apăsă pe clanța ușii și intră. Încăperea mirosea bucate gătite și abia acum își dădu seama Bucle de aur cât de foame era după lungul drum făcut prin pădure. Se apropie de masa acoperită cu pânza albă, pe care se găseau trei castroane cu o mămăliguță, unul lângă altul, unul mare, unul mijlociu și unul mic. Mai întâi, fetița gustă din mămăliguță din castronul mare, dar era prea fierbinte. Apoi, gustă mămăliguța din castronul mijlociu, dar era prea sărată. În cele din urmă, gustă și din mămăliguța din castronul cel mic,
Nu era nici fierbinte, nici prea sărată, ci tocmai potrivită. Atât de foame îi era lui Bucle de Aur, încât mâncă tot ce era în castron până la ultima lingură. În jurul mesei se aflau trei scaune, unul mare, unul mijlociu și unul mic. Bucle de Aur se ridică pe vârfuri și se urcă pe scaunul cel mare, dar îl găsi prea tare. Apoi îl încercă pe cel mijlociu, dar acesta se dovedi prea moale. În sfârșit îl încercă și pe cel mic, care îi se păru nici prea tare, nici prea moale, ci tocmai potrivit. Și se lăsă pe spate. Trusc! Scaunul mic se rupse sub greutatea ei și Bucle de Aur căzu pe bodea. Părăsind scaunul făcut bucăți, se hotărâ să continue cercetarea casei. Bucle de Aur urcă în dormitor unde găsi trei paturi, unul mare, unul mijlociu și unul mic. Cum era foarte obosită, se întinse pe patul mare, dar era prea lat și prea lung pentru ea. Apoi încercă patul mijlociu, dar din plapumă e prinseseră să iasă fulgi, care o făcu pe fetiță să strănute. Astfel că se întinse în patul mic. Era chiar mărimea ei, comod și plăcut. Bucle de Aur se culcu și repede și adormi aproape imediat. În vremea asta, familia care locuia în casă fusese la plimbare prin pădure, așteptând ca mămăliguța să se răcească. Era o familie de urși. Ursul cel mare care mergea înainte era tatăl urs. În spatele lui venea ursul mijlociu, mama urs. Urmați amândoi de micuțul lor copil urs. Ascultau ciripiutul păsărelelor, vântul care se juca printre ramuri și cascadele care cântau peste prundiși. După ce merseră destul de mult, li se cam făcu foame și se hotărâră să se întoarcă pentru a lua masa. O apucară așadar pe poteca care-i duse până acasă. Mai repede, spuse tatăl urs cu vocea sa groasă și puternică, pășind cu hotărâre, mi-e tare foame! Sunt înfometată, spuse mama urs cu vocea ei, nici prea groasă, nici prea subțire. Așteptați-mă și pe mine, așteptați-mă și pe mine, strigă copilul urs cu vocea lui subțire, încercând cu picioarele sale mici să țină pasul cu ei. Intrară pe ușă, unul după altul, și se opriră în dreptul mesei. Deodată, tatăl urs observă că lingura sa fusese deja cufundată în castronul cel mare. Cineva mi-a gustat din mămăliguță, spuse el cu vocea lui puternică. Mama urs observă că și lingura ei fusese deja cufundată în castronul cel mijlociu. Cineva a umblat la mămăliga mea, spuse ea cu vocea nici prea groasă, nici prea subțire. Apoi veni rândul celui mic să ajungă la masă. Se prinse de un colț al pânzei albe și privi micul său castron. A, nu, 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 cineva mi-a mâncat mămăliguța, spuse el cu vocea lui subțire. I-a mâncat-o pe toată. Cei trei urși erau sigur că în casa lor pătrunsese un străin, așa că priviră cu atenție în jur. Nimeni nu se atinsese de mâncarea din coș sau din farfurile de pe rafturi sau din cratițele din chiuvetă. Oloiul cu miere era tot pe bufet.
Copilul urs, care rămăsese fără mămăliguță, era pe cale să-și ungă cu miere o felie groasă de pâine când tatăl urs își aruncă privirile spre scaunul lui și văzu căptușala, care era foarte tare, îndepărtată de la locul ei. Cineva a stat pe scaunul meu, spuse el cu vocea lui puternică. Copilul urs se arăta atât de speriat încât tresări violent. Din fericire nu scăpă oloiul cu miere. Se înălță pe vârfuri și îl puse la loc pe bufet. Mama urs se uită și ea la scaunul ei mijlociu. Și pe scaunul meu a stat cineva, spuse ea cu vocea ei, nici prea groasă, nici prea subțire. Atunci copilul urs alergă la scaunul lui și îl găsi făcut bucăți pe podea. A, cineva a stat pe scaunul meu, spuse el cu vocea lui subțire, și l-a zvărâmat. Furioși de acum, cei trei urși porniră să cerceteze toată casa pentru a-l găsi pe străin. Deschiseră șifonierele. Nimeni. Se lăsară în patru labe ca să se uite sub masă. Nimeni. Se ridicară unul pe altul pentru a privi pe dulapuri. Nimeni. Aprinseră o lumânare, deschiseră ușa pivniței și coborâră scările. Nimeni. Se uitară până și sub covor, pe coș și în spatele ușilor. Nimeni aici, nimeni acolo, nimeni nicăieri. Și atunci, cine mâncase mămăliguța? Cine rupsese scaunul? Tatăl urs, mama urs și micuțul copil urs hotărâre să caute în continuare. Urcară astfel în dormitorul lor. Tatăl urs merse la patul lui mare și văzu că pătura fusese mototolită. Cineva s-a întins în patul meu, spuse el cu vocea lui groasă răsunătoare. Mama urs se apropie de patul ei și văzu că cearceaful era șifonat. Cineva s-a întins și în patul meu, spuse ea cu vocea ei nici prea groasă, nici prea subțire. Micul copil urs țopăi până la patul lui. Pătura era netedă, iar cearceafuri fără cute, dar taman acolo, în mărime naturală, se afla chiar bucle de aur, care adormise imediat. Cineva s-a întins în patul meu și încă mai este aici! O, strigă copilul urs, cât bătui el de tare cu vocea lui subțire! Auzim vocea groasă a tatălui urs și pe cea nici prea groasă, nici prea subțire a mamei, bucle de aur crezu că visează. Dar schieunatul puternic al copilului urs o trezi de-a binele. Se sculă în capul oaselor și rămase cu gura căscată, văzându-i pe cei trei urși stând în fața ei. Apoi începu să țipe, țâșni din pat și alergă la fereastra deschisă. Sări pe pământ și prinse să fugă de-i sfârâiau călcâiele. Cei trei urși nu erau răi. Ei nu încercară să o prindă sau să o pedepsească, pentru că mâncase mămăliguța copilului urs, îi rupsese scaunul și dormise în patul lui. Se aplecară pe fereastră și se uitară după ea cum fugea spre poiană. Tatăl urs o strigă cu vocea lui groasă răsunătoare. Uite ce se întâmplă când nu asculți pe mama ta! Mama urs adăugă cu vocea ei, nici prea groasă, nici prea subțire. Ți-ai uitat minunatul buchet de flori? Iar copilul urs, aplecându-se pe fereastră cât putut de mult, strigă cu vocea lui subțire. Hei, fetițo! Urmează poteca din dreapta dacă vrei să ieși din pădure!
Bucle de aur, holo pe poteca din dreapta, astfel ieși din pădure, nu se opri să asculte păsărelele ciripind sau să bea apă din izvor, nu culese nici măcar o singură floare. Ajunse în curând la capătul celălalt al pădurii, unde o zări pe mama ei care o aștepta în fața casei. Fetița alergă și se aruncă în brațele mamei povestindu-i despre florile albe și cele albastre, despre casa goală, despre mămăliguță, care nu era nici prea fierbinte, nici prea sărată, despre scaunul rupt, despre pătuțul confortabil și despre cei trei urși. Acum vezi și tu, scumpo, spuse mama ei, dacă m-ai fi ascultat. Nu te-ai fi rătăcit și n-ai fi tras o astfel de spaimă. De atunci, Bucle de Aur a învățat lecția. Dacă era lăsată singură, nu se îndepărta niciodată de casă. Dar ori de câte ori privea către copaci înalți din pădure, ori de câte ori culegea o floare, își amintea de ciudata ei pățanie. Copilul urs a fost tare de treabă, gândea el. Fără el n-aș fi găsit niciodată drumul spre casă, iar eu i-am mâncat toate mămăliguța. Noapte bună, copii!